O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Cadru finit, psihanaliză nesfârșită. Exact despre această temă scrie Matei Georgescu în volumul Ghidul Psihanalistului Perfect, clișee, zvonuri și alte fantasme. Volumul a apărut la editura Oscar Prin din București. Mai exact, Matei Georgescu scrie despre raportul tensionat, obscur și alunecos dintre experiența clinică a psihoterapeutului, una delimitată și încadrată spațial și procesul temporal practic infinit al gândirii analistului proiectat asupra cotidianului. Psihanaliza nu ia sfârșit atunci când ușa se închide în urma pacientului, spunea altădată Freud. Într-un sens, ea abia începe, cu adevărat, după ce această ușă a rămas deschisă. Elaborările și perlaborările, meditația interpretativă asupra reacțiilor și obiectelor contratransferențiale, dejucarea propriului teatru simptomatic și asocierile libere personale efectuate tardiv cu violența revelației survin ca urmare a faptului de a fi psihanalist. Iar clinicianul analitic nu este un cenobit, izolat cu aroganță de lume, ci un agent profund implicat uman în deslușirea mecanismelor funcționării mundane. Tânărul psihanalist Matei Georgescu, cu strălucite studii pariziene de profil, DEA și doctorat la Paris 7, nu suferă de autismul arțăgos al prea multor colegi de-ai săi de profesie din România. El gândește asupra evenimentelor, relațiilor și personajelor cotidianului, asigurând, printr-o reflexivitate strânsă, continuitatea dintre cadrul clinic, cercetarea academică și faptul publicistic de cultură. Prezent activ în paginile revistelor culturale naționale, apărând în emisiuni televizate și radiodifuzate, scriind și în cotidiene, autorul dublează ingenios activitatea psihoterapeutică. Mai mult, fiind și universitar, evoluând așadar în calitate de guru în fața tinerilor studioși, el ajunge să tripleze clinica și publicistica printr-o a treia dimensiune, una de ordin formativ. De aceea, cred că volumul de față reflectă cu rigoare bogăția personalității autoriale. Mânat de o inspirație holistă, Matei Georgescu refuză specializarea strictă și preferă să vadă în psihanaliză un instrument hermeneutic polivalent, atât medical cât și cultural, atât empiric cât și teoretic. Matei Georgescu are o deschidere spirituală remarcabilă, fiind și un practicant al budismului zen. Serenitatea proprie acestui tip de exercițiu existențial îl face să se arate tolerant și empatic cu tot ceea ce face parte din registrul comportamentelor și durerilor sufletești. Iar o mare parte din materia empirică pe care a acumulat-o în contactul terapeutic se găsește rafinată, interpretată și transformată în fapt narrativ în acest excelent volum. Eseurile sale, adunate după criterii de coerență și complementaritate în volumul Ghidul Psihanalistului Perfect, clișee, zvonuri și alte fantasme, scrise cu nerv, inteligență și generozitate, fac din autor o voce psihanalitică distinctă în România din ultimul deceniu.